Un bărbat de 52 de ani a încetat din viață în această dimineață după ce a fost diagnosticat cu gripă porcină. Se pare că în urmă cu o săptămână acesta a fost internat la spitalul de boli infecțioase, dar din cauza stării grave în care se afla, a fost transferat la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean Constanța. S-a internat în data de 24 februarie la Spitalul de Boli Infecțioase. Acolo s-a pus diagnosticul de suspiciune de gripă. Probele lui au fost trimise, recoltate, au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru investigare și stabilirea diagnosticului. Datorită suspiciunii de gripă a fost transferat la Spitalul Județean la terapie intensivă, unde a fost sub tratament antiviral și oxigen. În data, în cursul zilei de joi, a fost confirmată proba trimisă, diagnosticul s-a stabilit de virus gripal A tip AH1N1. Starea bărbatului s-a agravat și din cauza obezității de care suferea, pacientul fiind suspect în momentul internării și de diabet, evidențiat de o glicemie ridicată. De la începutul anului, în județul Constanța au fost confirmate 12 cazuri de gripă porcină, iar în prezent se mai află în atenția medicilor alte 11 persoane cu suspiciune de îmbolnăvire. Bărbatul din localitatea Castelu este însă primul deces înregistrat la nivelul județului. Cel mai probabil acesta nu fusese vaccinat antigripal, însă medicii vor afla răspunsul în urma anchetei sociale și a necropsiei. Până acum, în cadrul campaniei naționale de imunizare antigripală, au fost vaccinate la Constanța aproximativ 50.000 de persoane. La nivel național, 4 persoane și-au pierdut viața în 2013 din cauza gripei porcine.